Elie Bolojan a declarat pentru postul nostru de televiziune că personal nu a susținut niciodată coaliția dintre PNL și PSD. În schimb, președintele Consiliului Județean Bihor vede acum această coaliție cu șanse mari să schimbe România, dar cu o singură condiție, ca cele două partide să colaboreze și nu să stea fiecare cu ochii pe sondaje. Eu nu am susținut această coaliție în interiorul Partidului Național Liberal, dar astăzi vă spun foarte deschis că mi-aș dori să reușească. De ce? Nu avem un an electoral, deci suntem între mandate și sunt foarte multe lucruri de făcut pe care o majoritate mare, așa cum este actuala majoritate guvernamentală, o majoritate stabilă în Parlament le poate pune în practică. Ilie Bolojan spune că țara noastră are multe restanțe, iar 2022 este anul achitării unora dintre ele. Sunt două categorii de probleme, sigur, cele care țin de contextul actual, problemele urgente care vin peste tine, pe care nu le programezi, cum este pandemia sau cum este creșterea prețului la gaze și la energia electrică, unde nu putem fugi de responsabilitatea de a face față acestor probleme atât cât putem de bine. Apoi sunt problemele pe termen lung, reforme ale statului, măsuri care pot fi luate în administrație, fiind foarte multe restanțe pe care România le are, ar putea fi anul acesta un an al achitării unor astfel de restanțe. Întrebat ce șanse are coaliția să reziste până la alegeri, liberalul a răspuns că cele două partide ar face bine să lucreze împreună și să nu stea cu ochii pe sondaje. Eu personal îmi doresc ca această coaliție să livreze proiecte, să modifice legi, să îmbunătățească sistemul nostru administrativ, să creeze oportunități în România. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, în afară de faptul că cel mai mare perdant va fi partidul meu, dar nu asta este problema, perdantă va fi țara noastră, vom mai pierde niște ani, orice an pierdut înseamnă oportunități pierdute, înseamnă depopularea României, înseamnă rămânerea în urmă economică, înseamnă foarte multe lucruri pe care le pierdem. Dacă doar asta au în agenda cele două partide, fiecare cât câștigă și cât pierde, 1, 2, 3%, înseamnă că au făcut degeaba coaliția. Deci, eu cred că anul acesta nu trebuie să fie un an de analize de tip electoral.